astăzi, pentru că v-a plăcut extraordinar de mult prima parte cu recordurile mondiale. Bogdane, am pregătit ceva pentru ei și pentru tine. Sunt pregătit. Foarte frumos. Deci chiar o să fie o provocare în adevăratul sens al cuvântului. Hai să vedem ce ai pentru mine. Da? Câte ai? Câte sunt în total? 5. 5 în total. Dar okay, credeți-mă că sunt extrem de grele, mult mai grele ca primele, așa că merită acest video 20.000 de like-uri și stați până la capăt. Care e prima probă? Prima probă este în felul următor, Bogdane. Trebuie să stăm înăuntru la 6 metri. Ok. Și prima probă o să încerc să o fac eu. Pentru că este care? E de degajare. Degajare. Ah, ok. Da, nu, dai 75 de metri. Dai tu care ai forță în picioare și de asta, știi? Nu cred că o să reușesc, sincer. 75 de metri. Dar stai așa, 75 de metri, dai unde a picat mingea, da, sau unde pică picat, și unde se nu duce. Unde a picat. A, deci unde a făcut prima bătaie. Da, noi o să măsurăm, arătăm unde sunt cei 75 de metri și doar dacă depășim acel semnal, okay, se pune. Dacă nu, n-are rost să mai măsurăm, sincer. Deci la asta stau liniștit că e rândul tău, cum ar veni, da? Următoarea am ceva pregătit, ceva special pentru tine, o să vezi. Da, bă, curios de data asta. Hai, să vedem. Ha. Torci cu ea în partea elaltă. Bine. Da, tot așa. 5 cu 5 cu 5. Da, da, ca să ne mișcăm. Ai înțeles? Și acum vin eu. Și ține minte cât ai. Ha. Să ții minte cât ai, da? Da. Până aici 10. Bun. Și acum mă 15. Duc eu. Și tot așa. 20. Hai că e mai rapidă metoda asta. Da. Mai du-te, mai du-te ca se întindă. M-a dat Edison, sincer, 75 de metri mi se pare imposibil. Cât avem până aici? 7 70. 70. Nu, 65 a fost. 65, da. 65. Cu asta e 70. Cu asta e 70. A. Dă-te încolo. Dă-te, 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 dă-te. Pe dă-te. Când dau, mă, eu vreodată? 75 de metri. Asta. Ok, hai, adu manechinii aia, te rog. Nu se mai vede poarta. Deloc. Prima încercare. Da? Eu zic... Ia mă, să te vă, mă, frate, deci eu sunt liniștit aici, că nu-i proba mea. Ia zi cum bate vântul, zic cum bate vântul. Dar nu începi cu ăsta, hai fără de zic cum bate vântul, zic dacă știu. Bate vântul din față sau nu. Nu bate, atât vreau. Nu bate vântul, da, deloc. Da sau nu? Nu bate vântul deloc. Dă-i. Mamă, nici de jumătate n-am trecut. Imaginați-vă dacă dau eu dau aici, până la 11 metri ajung cu mingea. Hai de cap, nu. Ce, păi, imaginezi ce forță are în picioare când ne-a băgat? Când a dat și cât de bine a lovit? Mamă, până acolo, păi nici nu văd bine până la manechinie. Nici eu. Hai. Deci eu nu știu cum a putut să dea Ederson în halul acesta. Nu, ăla e maximul meu, până la jumate acolo, până nu pot mai mult de atât. Atât pot. Nu pot să-i încerc. Da. Risc altceva, poate să pățesc eu altceva, dar nu am cum să dau acolo, oricum. Cu toată forța, cu mai, dacă mai beau 7 Red Bull-uri. Cea mai bună asta. Cea mai bună. Și dacă mă întreb pe mine, la fel. Ai dat bine, dar ai dat înălțime să mor dacă nu ai dat cât blocul ăla. Dacă era puțin mai jos, să zic eu că ducea și mai da, mult. Da, de altă tehnică tu, să dai raza. Ai, tu trebuie să nimerești și dai și dintr-o parte. Da, dar el e obișnuit, portarul Ederson e da, obișnuit. Despre cine vorbim, ca idee. El la Manchester City, nu e degeaba. Eu zic că nu dă nici măcar un portar de Liga 1, n-ajunge până acolo să o dea. Pe sus, nu pe jos. Cred, nu știu. Adică... Nici nu cred că ar avea de ce, dar Ederson, sincer, a lovit-o perfectă, a avut tehnica perfectă. Nu știu, nu... Mergem la al doilea? Hai să văd ce... Îți spun acum? Hai zi, ia zi. Deci fii atent. O probă la care participăm amândoi. Ok. Punem două copete, cu două copete, așa, la 2 metri între ele. Da. Și după aceea dăm pas, timp de 30 de secunde trebuie să facem mai mult de 50 de pase. Ne mișcăm dintr-o parte în alta? Nu, sau? Nu, nu, noi stăm fix, numai că nu avem voie să depășim conurile. Okay. Hai. Punem aici conurile, lăsăm acolo marcajul. Și bam, bam, bam. Da, da, pas, pas, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 68, 68. De asta mi s-a părut simplu, mă. Cum ăla în 30 secunde, dar și făcea, stea pe jos, dormea, ce făcea? Nu știu, am găsit recordul ăsta pe Guinness. Dar nu știu, mi s-a părut simplu. Adică am din start când mi l-ai zis, am zis sigur îl facem, îl doborâm. 68 de pase în 30 secunde. Păi am făcut dublu, frate, aproape. Mai mult de 2 pe secundă. Da, mai mult de 2 pe secundă. Ce? Suntem bine, păi la nu, așa. Bă, dar de ce nu vrei să recunoști că suntem noi bine? Lasă că e prea ușor. A, mă, că a fost și ăsta ușor. Dacă eram bun, îl făceam pe ăla cu degajarea. Despre ce vorbim, ești nebun? Acum, la a treia probă, urmează ceva care îți place sigur. Ia, mă, să văd. Deci trebuie să lovim toate cele 3 bare în 7,75 de secunde. Și aici e specialitatea lui Bogdan. Deci trebuie să dai dreapta, stânga și crossbar. A, nu toate 3 sus. Nu toate 3 sus. Stânga, dreapta, mă, și 7 secunde. Da, hai, îmi place ca idee, dar... 7,75 de secunde. Ia, avem. Hai, mă, că m-am enervat, mai asta m-a enervat. Începem? Pas. Hai, ha. Eu, hai. Gata. Bun, 7,75 avem de bătut. Hai. Când dă Bogdan în prima minge, dau drumul la cronometru. Gata. Atins. Atins. A trecut, mamă. Deci nu-mi vine să cred, a dat bară. N-am dat crossbarul. Băi, deci știi cum am, n-am mai răsuflat atunci când, exact când se dea crossbarul. Băi, da ce? Adu aici că mai încerc. Doamne, cât de aproape. Am zis, bă, să iasă din prima, mă. 2, 1 și bară. Zi pe bune, cât am? Nu mai țin minte cât a fost recordul, uite cât e ăsta. Am 6, 7, cât, băi, zi mă cât e. Dă să văd și eu, mă, ești prost. 7, 4, 6, uite-te să văd cât e. Bă, dar ce-am ratat-o pe aia, după aia am dat-o pe a doua, am dat la a doua, am dat bar. Dacă dădeam din prima era și mai puțin. Ai văzut? Ai bătut, mă. Cât aveam? 7, 7, 5 trebuia să ai. Uite. Oh! Eu nu mai știam cât a fost, 7,75. Da, 7,75 l-ai notat aici, da. Fii atent că făceam mult mai puțin. Am dat bară. După aia când am dat crossbar sus am ratat. Și abia ultima mi se pare că am dat o crossbar, da. Am avut două șanse sus. Dacă o dădeam din prima bara de sus era mai puțin, era cred că 7. Da, mai ales dacă o nimerai din prima. Ți-am zis. Verified. Hop. Ai. Bun băieți, la al patrulea record, Bogdane, fii atent. Messi a dat în felul următor, mingea la 18 de metri înălțime și a oprit-o și după aia a jonglat cu ea. Da, a menținut-o în aer. Asta okay. Trebuie să fac eu astăzi. Acest stâlp are 18 metri. Ok. Ok? Și eu doar trebuie să dau peste înălțimea la care este el și o să preiau mingea, da? Nu am, cum a avut Messi, două macarale și să închiriez vreo 30 de oameni să pună exact, o să vă arăt filmulețul aici. Nu am cum să fac asta, din păcate, chiar dacă mi-aș dori, așa că improvizăm cu această nocturnă. Bineînțeles, nu dăm în ea, dar încercăm să dăm la o înălțime mai mare, da? Hai, Bogdane, te duci tu ca să le arăți că a trecut. Deci trebuie să dea mai sus decât nocturnă. A dat. Prima încercare. Încercarea numărul 2. Ok. Bă, și cum vine să zică, deci dacă acum puneam ceva, pieptul sau ziceam că intră în pământ. Perfect. Mamă! Ai scăpat-o. Vai de capul meu. S-a dus peste? Da. Forță. Am dat knuckleball, așa a făcut când venea spre mine.
așa zic, hai să ne uităm pe filmare, să vedem dacă e înălțimea care trebuie. Hai că ne uităm pe filmare să vedem exact dacă a trecut sau nu. Hai. Deci la această încercare am fost extrem de aproape. Da, mi se pare că a fost undeva cam la nivel acolo, știi ce zic? Da, așa că ca să nu mi-au comentarii ca să sau lucruri de genul ăsta, încerc să dau și mai tare ca să treacă cu siguranță de 18 metri, da? Hai! Aia e, băi! Bine. Aia e, măi! Da, că mi-ai dat-o în cap mie! Așa. Uite așa cum e roșu așa. Aia e, frate. Forță. S-a dus mai sus decât da? Unde e, decât ăsta, da. Ma. Decât nocturnă. 20.000 de like-uri. 20.000. Da, prima oară părea mai ușor, dar bate vântul și este extrem de greu. Oricum, da? Vine și cu viteză. Vine și cu viteză și mingea este extrem de ușoară. E mingea nouă. O găsiți în primul link din descriere dacă vreți să vă achiziționați. E mingea ușoară. Este o minge... Joacă în aer, face bam, bam. Da, exact ca jabulani, face așa în aer când vine spre tine, știi? Da. Bogdane, ți-am lăsat ție ultimul record mondial, hai da? Vedem. Mergem la jumătate și le explicăm și lor despre hai. Ce e vorba, da? Hai. Mai așeza mingile astea aici, ce trebuie să fac? Deci, recordul pe care trebuie să-l bați tu în așa. 60 de secunde. 60. 11 goluri de la jumătate. Deci cum vrei tu, pe sus? Jos? Nu, pe jos, pe sus, cum vrei tu. Ah, ok. Da? Pe sus era problemă, la stixurile astea ale mele până ajungem la poartă, ajung, dar greu. Deci dau cum vreau, pe jos, cu latul, numai, tu, da. A, numai se dau 11 goluri. Da. A, hai frate. Pun timerul aici pe un minut, să sune cronometru. Hai, da, sunt pregătit. Când a sunat, ia stai să le arăt aici. Da, avem aici un minut. Uite ce face vântul, băi! Mamă. Vedeți, băieți, ce mai facem noi la filmări? Ce mai facem la filmări, mai muncim de 5 ori în plus. Și? Trei goluri până acum. 4, 5. Mai ai 35 de secunde. Ce prost am dat-o pe asta. Cât am dat oare? Nu știu, dar ai dat 28, uite mai aveai 28 de secunde. Păi numărele pe alea de afară. O grămadă. Sunt 4 afară, nu? 11 sunt. A egal la recordul. Sunt 11? Da, dar ai dat 11 în 32 de secunde. L-am spart pe ăsta. Uitați. Eu am dat în jumate din timpul lui. Da. Ce trebuia să dau? 11 a dat el. Cum 12 trebuia să dau? Da. Nu cred, fără una? Da, te-ai grăbit, ai văzut alea două, la ultimele te-ai grăbit, două ore. Mamă, și m-am bucurat, l-am egalat doar. M-am grăbit la aia, că era ultima zi. La ultimele două ai dat afară. M-am enervat, hai. Hai, 2, 1, bagă. Nu te grăbi, 2. 3. 6 goluri. Șapte. Opt. Nouă. Zece goluri. 11, pe asta trebuie să o dai, Bogdane. Ea intră. 11. 8. Este, mă. Fai, m-a distrus. Vreau să vă zic că afară 40 de grade, jur. Dă sinteticul ăsta o căldură, m-a topit, mi-a ard picioarele, mă crezi? Și mi-a dat cineva foc și alerg cu foc. Cât am făcut? Cât e din astea? Uite.
Mai aveam 7 secunde, da? Da, 7 secunde și mai am uitat eu să mai opresc. Nu știu dacă se vede exact aici. Deci mai aveam 7 secunde de făcut, nu? 7 secunde și am uitat eu să mai opresc. A, mai mers cum ar veni. Da. Oricum, hai să zicem 10 secunde mai aveam, știi? Da. Dar important e că m-am încadrat în timpul ăsta. Și că e ce trebuie. Ia zi, cum ți s-au părut? Stai puțin așa. Ia zi, cum ți s-au părut recordurile astea? Destul de mișto, sincer. Îmi plac chestiile astea cu recordurile. Că facem o serie din asta? Facem. Deja cred că e o serie, al doilea episod. Al doilea episod, da. Da, facem. Că, și care treaba îmi place, că mă motivează. Eu sunt cu challenge-urile cu astea și... Le găsesc pe astea cu barele pe tot timpul. Vreau să văd dacă pot să le dobor. Astea cu barele, viața mea. 20.000 de like-uri la acest episod. 20.000 forță și pentru canicula asta, că m-a... De ce ar m-am bronzat? Ce am, ești nebun? Uite puțin. Nu știu dacă puneam roșii în grădină, n-arătam așa. Mereu îmi zice Andrei, bă, eu mă duc la solar la ăstea, voi vă duceți o zi pe stadion și sunteți negri. Negri. Asta este viața și meseria. Da, frate, asta este. Da, facem ce ne place. Ne vedem data viitoare la un episod, la partea a treia. Hidratați-vă, beți apă multă, 20.000 de like-uri.